Să mergi la psihiatru e o rușine. Ba mai mult, lumea te cataloghează nebun. Așa cred mulți români care evită vizita la specialiștii în psihiatrie, chiar dacă au probleme de sănătate mentală. Cei care trec de acest hop dau peste altul. Să iei medicație psihiatrică devine om, fiindcă dă dependență, somnolență și alte stări care te fac să nu fii bun de nimic. Doctorul Alexandru Aricescu, medic primar psihiatru la Clinica Nutrimed din București, demolează câteva mituri legate de mersul românilor la psihiatru și medicația psihiatrică. În România există încă bariere în ceea ce privește apelarea la medicul psihiatru, bariere pe care și le pune pacientul singur sau pe care le pune, să spunem așa, societatea prin miturile care există. În ce măsură a mai crescut accesibilitatea românilor la psihiatru? Faptul că avem mai mult acces la informație față de acum 20 de ani, față de acum 30 de ani, a ajutat foarte mult și începem încet, încet să demontăm stigma față de prezentarea la medicul psihiatru. Din ce în ce mai mult pacienții tineri care au o problemă de sănătate, o tulburare de somn sau altă problemă din această sferă, încep să ceară ajutorul, pentru că ei observă în mediul online persoane care au aceeași problemă ca și ei, încep să realizeze că psihiatria tratează și lucruri diferite față de ceea ce aveam noi ca și imagine în trecut, oameni cu patologii grave care dormeau toată ziua din cauza medicației și așa mai departe. Practic, chiar și tratamentele moderne sunt extrem de eficiente. Faptul că putem să funcționăm bine și să rezolvăm foarte ușor o stare anxioasă sau o tulburare depresivă sau o tulburare de somn deja ne permite să depășim episodul mult mai ușor și să scurtăm perioada de suferință. Pentru că, practic, atunci când cerem ajutorul unui specialist, ne așteptăm ca acesta să ne ajute să scurtăm perioada de suferință. Dacă noi întârziem dintr-un motiv sau altul și stigma aceasta legată de psihiatrie care a existat multe zeci de ani în trecut, în cazul nostru, dacă întârziem apelul la medic și întârziem să cerem ajutorul, atunci nu facem altceva decât să prelungim starea de suferință și să dăm șansa ca patologia să se accentueze și să devină mai complexă. S-a trecut în România peste stigma nu mă duc la psihiatru că nu sunt nebun. Facem progrese în această cale. Nu pot spune că s-a trecut cu totul, pentru că noi avem din ce în ce mai multe persoane care vin către noi și ne cer ajutorul atunci când consideră că sunt simptome care le fac probleme. Însă în continuare găsim și astfel de persoane care amână și persoane care, mă rog, vin către noi, cei din familie, și ne spun: persoana respectivă are nevoie de ajutor, fiul meu, fratele meu, mama mea și așa mai departe are nevoie de ajutor, dar nu vrea să vină la medic. În situația asta nu putem spune că am depășit cu totul stigma, însă am făcut ceva progrese în acest sens. Un alt mit este cel legat de medicația care dă dependență. Nu mă duc la psihiatru că îmi va da medicamente de care voi depinde toată viața. Cât de adevărat este? Veți fi foarte surprinsă, probabil, să aflați că riscul de dependență, eu personal l-am întâlnit în practică mai frecvent la persoanele care nu au ajuns la psihiatru, până la mine, și la niciun alt coleg psihiatru. De ce? Pentru că e mult mai ușor să devii dependent luând un tratament despre care nu știi mare lucru și doar îl folosești pentru că l-a recomandat cineva din familie sau pentru că l-a recomandat o prietenă, un prieten, pentru că la el a funcționat, teoretic spune că va funcționa și la noi. Atunci când nu există un follow-up, când nu există o monitorizare a tratamentului, atunci când tratamentul este administrat după ureche, riscurile cu care noi ne confruntăm urmând acest tratament pe termen lung, pentru că el ne ajută, ne simțim mai bine, dar în același timp ne legăm mai mult decât trebuie de el,
cu siguranță că devin din ce în ce mai importante. Deci, din punctul meu de vedere, riscul de dependență este cu atât mai mare cu cât nu cerem ajutorul specialistului. Atunci când cerem ajutorul specialistului, el ne va ajuta să găsim acele soluții care nu dau dependență și care ne ajută doar pe o perioadă limitată, pentru câteva luni sau câteva săptămâni, sau poate chiar e nevoie de tratament doar la nevoie, când și când. Dar dacă ne învață să-l folosim corect, atunci tratamentul respectiv va fi inofensiv și doar ne va ajuta să depășim un moment mai dificil fără să ne facă rău. De asemenea, există iarăși o problemă a celor care lucrează sau sunt la școală și trebuie să ducă apoi diferite acte medicale și nu vor să se știe că au fost la psihiatru. Aici este iarăși o problemă care ține de stigmă, este iarăși o problemă care ține de faptul că noi încă nu avem niște circuite clare legate de ceea ce înseamnă o problemă de sănătate mentală și că există și afecțiuni ușoare, de exemplu anxietatea, depresia, tulburarea de somn, care se pot trata și care după ce depășim perioada de tratament sau dacă avem un tratament corect și administrat de un specialist, putem să funcționăm corect fără să ne influențeze mai departe eficiența profesională. Atunci apar astfel de situații în care oamenii se feresc să aibă undeva scris un oarecare diagnostic, fie că este vorba de un diagnostic ușor. Sper ca și această situație să se rezolve în timp și medicul de familie sau, eu știu, medicul de întreprindere, atunci când mai există, persoana de la resurse umane, mai nou despre ei vorbim, să realizeze că genul acesta de diagnostice, tulburare de somn, tulburare anxioasă, tulburare depresivă, nu sunt un capăt de țară. Eu personal lucrez cu foarte multe persoane care au spus la serviciu că sunt pe un tratament anxiolitic sau sunt pe un tratament antidepresiv pentru o perioadă de timp. De obicei, tratamentul durează 4-6 luni, apoi se reduce și se întrerupe. Și acele persoane au găsit înțelegere în companiile mari, în companiile noi, cu oameni tineri, cu oameni informați. Au găsit înțelegere și atunci nu a mai existat, am observat că sunt și locuri în care nu a mai existat această stimă, nu a mai existat acest dezavantaj atunci când recunoști că ai o situație, că ești pe un tratament, poți să te bucuri de aceleași avantaje fără să fii marginalizat și chiar să fii înțeles de către colegii de muncă. Am întâlnit de multe ori medii în care o persoană care s-a ferit, un pacient de-al meu care s-a ferit să spună la serviciu o lungă perioadă de timp, abia după ce am discutat în cabinet și am explicat că nu e un capăt de țară și am început tratamentul și ne-am simțit mai bine, abia după aceea a reușit să se deschidă la serviciu și a avut surpriza să afle că încă 2-3 colegi din acel departament au avut o perioadă un tratament sau erau în continuare pe un tratament și lucrurile s-au relaxat și deja au depășit mult mai ușor această stigmă. Este un proces care necesită timp, dar eu sunt convins că o să continue și o să ne detașăm un picuț de această teamă de a ne prezenta la specialist. O altă problemă sau barieră este cea legată de faptul că aceste tratamente practic te fac să nu mai fii atât de eficient, cum spuneați, de somnolență sau poate te turtesc între ghilimele. În ce măsură este adevărat? Sunt temeri care există, le întâlnim frecvent în practică. De asemenea, e foarte important ca pacientul să comunice foarte ușor cu medicul. Noi, în prezent, având atâtea metode de comunicare, SMS, WhatsApp, mail, putem să avem o comunicare cât se poate de eficientă și oricând apare o problemă pe parcursul tratamentului, aceasta se rezolvă direct între pacient și medic, evitând astfel tot felul de informații care pot să ne inducă în eroare, gen forumuri și așa mai departe, căutări Google și alte site-uri care poate nu vin cu cea mai eficientă informație. Acum, efectul tratamentului, vorbind strict legat de tulburarea de somn, dar nu numai, și în cazul altor probleme de sănătate din acest spectru,
ar trebui să fie unul pozitiv, adică să ajute în reducerea simptomelor, adică să regleze somnul, dar fără să dea pe parcursul zilei, a doua zi, alte simptome negative. Deci moleșala sau turteala sau între ghilimele sau alte simptome, alte reacții secundare neplăcute, dacă tratamentul este luat corect, ar trebui să nu existe. Sau să existe cel mult o zi, două la începutul tratamentului, în perioada de acomodare. Și ăsta este un lucru pe care noi, ca și specialiști, în general îl discutăm cu fiecare pacient în parte. Atunci când moleșala sau aceste stări neplăcute persistă mai mult de 2-3 zile, noi instruim persoanele cu care noi lucrăm să ne anunțe și în acest caz e clar că va trebui fie să ajustăm doza, fie să schimbăm substanța cu una pe care să o tolereze mai ușor. Pentru că noi lucrăm cu anumite medicamente, generic vorbind, dar în același timp lucrăm și cu persoane care fiecare dintre ele este unică și putem găsi persoane care să reacționeze mai intens la un tratament decât ne-am așteptat noi să o facă. Și în acest caz, tratamentul se ajustează, fie se scade doza, fie se înlocuiește cu altceva. Deci dacă există comunicare, cu siguranță vom găsi soluția cea mai potrivită pentru fiecare persoană în parte, astfel încât să-și rezolve problema de sănătate pentru care a venit la noi, dar fără să aibă alte reacții neplăcute și să se bucure de o creștere a eficienței lui, nu de o scădere.